După o noapte petrecută în arest și audier de câteva ore, agresorul bărbatului de 65 de ani din Dănciulești s-a întors acasă. Bătut, legat cu sfoara și târât pe ulițele din comună, bărbatul se poate întâlni acum din nou cu vecinul răzbunător. Mărul discordiei dintre cei doi ar fi fost o presupusă idilă pe care pensionarul ar fi avut-o cu soția inculpatului. Bătrânul însă nu a recunoscut nici în ruptul capului acuzațiile pe care vecinul său de două ori mai tânăr îi le aduce, dar nici nu a alertat autoritățile după ce a fost agresat. Bătăușul a fost reținut 24 de ore, însă ulterior a fost lăsat în libertate. În ciuda bătăii primite, victima nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.